soluțiile pentru rezolvarea problemei apărute la Podul CFR? Da, duminică, după amiază, la Podul CFR am avut un eveniment neplăcut cauzat de un defect al instalației de distribuție a apei, ceea ce a dus la prăbușirea terasamentului de lângă drumul DN14, pentru că aparține de DN14. Sigur că imediat la fața locului au fost echipe de intervenție de la operatorul de apă care au aniquilat acea defecțiune, a fost la operatorul de drumuri. În primă fază am izolat zona și am încercat să deviem circulația din apropierea acelei alunecări. În momentul de față, astăzi avem convocată ședința Comisiei de Reglementare a Traficului, în care vom încerca să găsim soluții de deviație a circulației din zonă, în primul rând, în principal pentru mijloacele grele, pentru mașinile de mare tonaj, pentru a nu amplifica zona aceea de alunecare, urmând ca un expert în drumuri și coduri, mă rog, să vină să facă o expertiză, să ne dea o soluție, urmând ca în perioada următoare să trecem la remedierea acestei alunecări. Fac apel la populație să înțeleagă că a fost un caz de forță majoră, că probabil va dura o perioadă de o lună jumătate, două, până vom ajunge să reparăm și circulația în zonă va fi un pic mai anevoioasă. Este posibil să închideți traficul pe podul CFR? Nu. Podul CFR nu este afectat și nu se pune pe această problemă. Este doar o deviere. O deviere, în primul rând, a mijloacelor de mare transport, de mare tonaj.